Ocrotitor al celor păgubiți și făcător de minuni, Sfântul Mare Mucenic Mina este sărbătorit astăzi în toate bisericile ortodoxe. Astfel, mulți dintre românii care au pierdut câte ceva, de la acte până la procese în instanțe, ori suferă cu greu pierderea persoanelor dragi, vin să se roage într-o astfel de zi de 11 noiembrie, care anul acesta este una de miercuri, la Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Giurgiu, cei prezenți erau bucuroși să asiste la slujba oficiată și își argumentau prezența la biserică. Eu în fiecare miercuri și duminică vin la biserică, așa m-am născut de mică. Tatăl meu a fost cântăresc la bisericuța noastră din sat. Nu sunt din tenor și cu credință mare. Ca în cazul oricăror sărbători, rugăciunile pentru sănătate au fost și ele rostite cu prilejul sărbătorii de azi, căci cel mai de preț bun poate fi și el pierdut, dar și regăsit printr-o minune săvârșită de Sfântul Mina. Doamne Dumnezeule, ce mare putere ai avut pentru mine! Ție, Doamne, îți mulțumesc în suflet, din inimă, că m-ai ridicat în patul durerii. Doamne, ție îți mulțumesc! Mulțumiți pentru prezența lor la sărbătoarea de astăzi, giurgiuvenii s-au referit în rugăciunile lor, inclusiv la victimele tragediei din capitală de la Clubul Colectiv. Pentru sănătate, pentru ajutor, pentru cei care am pierdut și le-am regăsit din nou, iar obiectele sau bani în special, și asta, pentru asta este Sfântul Mina. Ne ocrotească să ne ajute sănătate și le zicem sănătate să le ajute Sfântul de astăzi și la celor care în spitale, care au avut accidentul aceea, tineretul acela și mulți care este în suferință grea astăzi pe patul spitalelor, și sănătate să le dea Dumnezeu și Sfântul Mina de astăzi. Sfântul Mare Mucenic Mina s-a născut în prima jumătate a secolului al III-lea, în apropiere de Memphis, capitala faraonilor, și a trăit în timpul împăraților romani Diocletian și Maximian.